problema neexecutării deciziei CEDO în cazul școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană va fi examinată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei în perioada 4-6 martie. O hotărâre în acest caz a fost pronunțată de Marea Cameră a CEDO pe 19 octombrie 2012. Astfel, Înalta Curte a recunoscut violarea dreptului la educație în raport cu Federația Rusă. Curtea a decis ca reclamanților să li se acorde cu titlu de prejudicii morale 1.020.000 de euro și 50.000 de euro cu titlu de costuri de reprezentare. Anterior, Comitetul de Miniștri a adoptat o declarație prin care a solicitat autorităților Federației Ruse să ofere informații relevante rapid sub forma unui plan de acțiune sau raport pe marginea executării acestei cauze. Acest fapt a dus la creșterea și accentuarea presiunilor asupra liceelor cu predare în limba română din partea administrației de facto a regiunii. Primăvara a venit și pentru bătrânii din azilul de la Șoldănești. Un grup de elevi de la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare din localitate au prezentat un program artistic pentru beneficiarii azilului. Copiii au cântat, au dansat și au recitat poezii, vestind astfel primăvara. Astăzi am hotărât ca să venim aici ca să aducem un strop de bucurie în viața acestor oameni. Noi am dansat, am cântat, i-am felicitat, le-am dăruit cocostăci cu ocazia ca să se înveselească. Am hotărât așa ca să vin aici fiindcă să aduc zâmbetele pe buzele oamenilor, că au copii și nu-i prea văd de des și măcar să se bucure de noi. Potrivit administrației azilului de bătrâni pentru beneficiarii din această instituție, deseori sunt organizate spectacole, în special de sărbători. Suntem în foarte bună colaborare cu toate organizațiile din teritoriu care vin de la liceu, de la școala muzicală. Absolut, ne stăruim să organizăm cât putem măsuri ce ar aduce bucurie în sufletul oamenilor. Pentru că, știți, sunt la o vârstă care le este greu chiar să iasă pe afară, avem mulți beneficiari care deja sunt țintuiți la pat, imobilizați, căruciare care nu au acces să iasă în stradă sau să meargă la un concert sau să vadă. Unica lor sursă este televizorul. Și de ce că să nu fie centrați numai la televizor, le mai aducem așa, la viu, le aducem niște concerte, le aducem copilași care să le aducă bucurie în suflet, să le amintească că au și ei pe undeva nepoți. Bătrânii de la azil spun că au rămas impresionați de concertul prezentat de copii. Tare frumos, frumos și sănătos, să crească copiii mari, cum e, să-i păzească Dumnezeu de toate rele și sănătos. Tare, bine, nu mai plăcut. Tare frumos. Așa au cântat copilașii frumos, mai dă Doamne așa. Și pași sănătate. Azilul pentru persoanele în etate și cu dizabilități găzduiește 28 de beneficiari. Pentru ei se numără și Petru Andronic, în vârstă de 44 de ani, participant la conflictul armat de pe Nistru. Bărbatul se află în scaun cu rotile și spune că nu are rude, dar speră că într-o bună zi să meargă pe picioare. Mir mai vine, să nu vă duc, să nu mă duc, trebuie să duc unul la magazin, să mă duc eu singur, să-mi cumpăr eu și ei, la zvăț, mă duc singur la Chișinău, e cu jale, mă duc, dar tot mi-e gine când duci tu, cu mâna ta, ochii tăi vezi, nu să te duc, așa e, la tine fiecare așa e visul. Să mă arăt, când pot să am un lucru, nu să mai pot lucra, că când nu sunt de pensie, dar orice caz, plinesc pensia, că de cât ne dai, da? Dar să vezi, prins eu. Nu știm și zile fost acolo, care prin de sânge, prin de, multe chestiuni au fost. Dar nimeni nu vrea nimeni să cumva așa ce-au fost în zilele cele, mai ales 19 iunie, când a fost cea mare ofensiva asta în Varneța. Autobusul, a fost autobusele, Pazul și Lazul. Și e un paz am fost. Primul a fost Pazicu, și apoi doilea Lazul, și apoi unul scoară pe mâncă. Și unul a murit în autobus, dar lângă mine unul m-a urmit așa mâna stângă și ăla l-a împansat. Dar cum îl cheamă, nici în ziua de azi nu știu cum îl cheamă. Unul în mâinile mele a murit să-mi chis ochi. Și a rămas așa, o leac trauma, dar dacă de-aia. Dar cum îl cheamă ziua de azi, nu știu, nici nu vrei să-i aduc așa chestii. Să-i tare strașnic pentru tăi, să nu numai pentru tineri, că și avem 20 de ani, 30 de ani.
pentru că pentru un moșneag bătrân și tot nu doresc tine așa cazuri. Azilul pentru persoane în etate și cu dizabilități din orașul Șoldănești a fost deschis acum 10 ani. Ina Komarovski, Veceslav Pestrui, de la Șoldănești, pentru Elita TV. Simbolul primăverii, mărțișorul de diverse forme, dimensiuni și materie, atrage privirile trecătorilor care vizitează sediul primăriei și Consiliul Raional Rezina. De mărțișoare sunt expuse în holul instituției de stat, confecționate manual de copii și funcționarii bibliotecilor din raion. Pe hol au fost expuse și lucrările copiilor de la școala internat din Rezina. Exponatele sunt confecționate atât din ață, stofă, mărgele, hârtie, bucățele de lemn, dar și din semințe de sâmburoase, care nu rămân fără a atrage atenția trecătorilor. Minunat! Și mulțumim la toți cei care le-au perfecționat aceste mărțișoare frumoase și de dorit ca în fiecare an să fie această expoziție, fiindcă din an în an e foarte bogată. Foarte frumoasă, foarte... Nici n-am cuvinte de exprimare. N-am văzut așa ceva, o frumusețe rară. Am dorit că și în viitor să prelungească aceste activități. Este ceva nou pentru noi, este noi ceva bucurător. Foarte frumos. Încă nu am dovedit tot să mă uit, dar așa e aprins, te tragi de ochi, e plăcut, se simte primăvara. Autoritățile și organizatorii spun că promotorii valorilor și tradițiilor naționale trebuie motivați pentru a se implica în activitățile propuse în păstrarea tradițiilor. Mă bucur faptul că la noi în raionul Rezina sunt mulți copii și chiar și maturi care au depus atât suflet și au făcut aceste lucrări minunate în cadrul bibliotecilor și totodată mă bucur și implicarea colaboratorilor din biblioteci care au posibilitatea și au capacitatea ca să unească acești copii și să le promoveze aceste idei frumoase. Noi am inițiat concurs raional deja cu genericul Bine ai sosit în prag, mărțișorul nostru drag, care deja a doilea an este mult mai bogat și mai variat decât în anii precedenți. Astăzi avem prezent la expoziție peste 600 de mărțișoare prezentate de către beneficiarii bibliotecilor din raionul Rezina, adică au participat la expoziție 33 de biblioteci, fapt care le mulțumim prin intermediul televiziunii Elita tuturor șefilor bibliotecilor, că știu să promoveze frumosul, arta și să păstreze tradițiile și valorile noastre naționale. Expoziția deschisă pe 3 martie, care este organizată de secția raională de cultură, va dura până pe 10 martie. Autorii celor mai ingenioase mărțișoare vor fi premiați. Ina Komarovski, Ion Apostol, de la Rezina, pentru Elita TV. O delegație a raionului Criuleni s-a aflat într-o deplasare de lucru în regiunea la Anevi-Ruma, Estonia. Scopul deplasării a fost dezvoltarea relațiilor de parteneriat și schimbul de experiență în diferite domenii. Membrii delegației au participat la depunerea de flori și la recepția organizată în orașul Rekvere cu ocazia Zilei Independenței Estoniei. De asemenea, în incinta centrului administrativ al regiunii estoniene la Anevi-Ruma din orașul Rekvere a avut loc lansarea programului de asistență a raionului Criuleni de către regiunea.
regiunea estoniană la Neveruma. Programul constă în ajutorarea localităților, instituțiilor educaționale, centrelor medicale, inspectoratului de poliție și altor servicii ale raionului Creulin de către instituțiile similare din regiunea la Neveruma și alte regiuni din Estonia. Acest program se va desfășura pe întreaga perioadă a anului, debutând cu donarea unei ambulanțe complet echipate și a mai multor utilaje medicale pentru necesitățile instituțiilor medicale din raion. Evenimentul face parte din șirul de acțiuni de dezvoltare a parteneriatelor dintre administrațiile publice locale din Estonia și cele din Moldova, lansat și coordonat de Ambasada Republicii Moldova în Estonia. Un festival al cântecelor cu tematica amintirilor despre luptele din Afganistan se desfășoară timp de 15 ani în raioanele din stânga Nistrului. Peste 25 de participanți din Râbnița, tineri și elevii instituțiilor de învățământ din raion au evoluat în cadrul primei preselecții a festivalului. Все-таки по-доброму мы помним наш Афган. Potrivit organizatorilor, participanții sunt nominalizați în cadrul a trei secțiuni, care vor desemna cei mai buni soliști, cel mai bun ansamblu și cel mai bun interpret autor. Принимают участие учащиеся организации образования города района, студенты как высших учебных заведений, так и политехнического техникума. Также руководители кружков вокальных студий, ну и граждане, которые заявились принять участие в данном конкурсе. В нашем фестивале три номинации – солисты, ансамбль и авторская песня. В номинации солиста выступает 17 участников, в номинации ансамбля 5 ансамблей и в номинации авторская песня представлена двумя участниками. Вдали за него снова молится мать. Unii dintre participanții la festival spun că abia urmează să cunoască ce înseamnă serviciul militar, însă, cu siguranță, spun tinerii, nu și-ar dori să cunoască ce înseamnă un război sau un conflict armat. Vladimir este elev în oraș și a venit la festival cu două piese pe care le-a scris. Во-первых, авторская песня, я пишу свои песни. Ну, не часто, потому что все-таки вдохновление – это штука такая, что она иногда бывает, иногда не бывает, но ее нужно поймать и быстро сразу ее излить на бумагу. А война – это тема, которая, по-моему, затронула всех. Я просто не мог не согласиться, потому что это также и честь школы нужно было защитить. И показать, что все-таки в Рыбнице у нас есть талантливые ребята, что мы все можем многого, если хотим, можем написать свое даже мнение. Хотя я сам никогда же не участвовал, и мои ровесники никогда не участвовали в боевых действиях, но через кино, через рассказы взрослых мы тоже понимаем, как это было страшно, и чтобы нельзя допустить этого больше. Конечно, самое первое и самое главное, это для любого певца, для любого исполнителя, это прочувствовать песню, понимать ее, чувствовать, потому что когда ты чувствуешь, ты можешь излить, даже если у тебя не такой красивый голос, скажем, как у профессионального исполнителя, но это звучит живо, это не так, как когда человек пытается показать голос, и просто крик, просто шум, это совсем не то. А когда вот ты голосом поешь, пытаешься, пусть даже под гитару, пусть не под профессиональную какую-то минусовку, но ты поешь, и люди это чувствуют, нужно зацепить зрителей, и тогда, думаю, все получится. Не только на этом конкурсе, но и во всех. Я бы хотел участвовать, да, конечно, дальше, хотел бы пройти все туры. Вижу, соперники, как бы, тоже хорошие соперники. Думаю, я пройду дальше. И в одно время чувствовал себя, как бы, тоже героем, как бы, тоже совершил подвиг, вышел, выйдя на сцену. Свой подвиг, правда. Но скоро тоже пойду служить.
În cadrul festivalului, autoritățile din Râbnița au organizat o acțiune de caritate. Participanții la festival și spectatorii au fost chemați să ofere sprijin unui copil din oraș care are nevoie de o intervenție chirurgicală în Germania și a oferit șansa de a avea o proteză în locul mâinii amputate după un accident. Многие историю Дениса Костянкина знают. Если нет, я напомню. Мальчик пострадал от воздействия тока, и у него ампутирована рука. У него проблемы со здоровьем и с ножками тоже. В общем, ребенок проходил лечение в Кишиневе и в Рыбнице. И сейчас, благодаря спонсорам, которые оказывают поддержку семье, у него появилась возможность получить протез, пользоваться протезом ампутированной вот руки, у него будет протез. И, конечно, семья многодетная, в семье 8 детей, и они не располагают средствами, которые позволили бы оплатить поездку мальчика в Германию, где будут проводить протезирование. Acțiunea de colectare a banilor pentru tratamentul copilului va continua și în cadrul Festivalului Mărțișor, iar finala Festivalului Caravana se va desfășura în luna mai în orașul Tiraspol. Dintre cei peste 25 de participanți din raionul Râbnița care au evoluat în cadrul festivalului concurs, au fost selectați 3 cei mai buni soliști, 3 ansambluri, iar primul între autorii interpreți a fost selectat elevul din orașul Râbnița, Vladimir Ternavski. Marina Angel, Ruslan Șulcan, de la Râbnița pentru Elita TV. Serviciul sanitar rus a difuzat un comunicat pe pagina sa oficială în care laudă calitatea băuturilor alcoolice importate pe piața rusă din regiunea transnistreană și anunță că negociază cu autonomia găgăuză autorizarea exporturilor în Rusia de 5 companii din autonomie. De la începutul anului 2014, din regiunea transnistreană au fost livrate pe piața rusă 13 loturi de producție alcoolică în volum de 56,6.000 de litri. Toate mostrele prezentate pentru investigație au corespuns cerințelor normative, constată Rospotrebnadzor. Totodată, Inspecția rusă anunță că a examinat cererea guvernatorului autonomiei Găgăuze, Mihail Formuzal, de a relua livrările de vinuri din regiunea respectivă pe piața Federației Ruse. A fost alcătuită și o listă în care au fost incluse 5 întreprinderi față de care Rospotrebnadzor nu a avut pretenții în trecut, iar calitatea și inofensivitatea producției acestora a fost stabilită. Potrivit comunicatului, exporturile vor fi reluate treptat după ce producția prezentată de aceste combinate vinicole va fi testată în laboratoarele acreditate de Rospotrebnadzor. Într-un mesaj plasat pe o rețea de socializare, fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a menționat că decizia autorităților ruse demonstrează odată în plus caracterul politic pe care l-a avut embargoul rusesc asupra vinurilor moldovenești. Pierderile suportate de producătorii moldoveni în urma interdicției sunt evaluate la circa 20 de milioane de dolari SUA. Un tren a fost cuprins de flăcări pe traseul Ungheni-Chișinău. Pompierii au fost alertați pentru a interveni în stația de tren Strășeni. Echipele speciale au fost chemate de mașinist care a îndemnat pasagerii să părăsească vagonul. 3 autospeciale au ajuns la fața locului, iar în mai puțin de 15 minute flăcările au fost localizate fără ca niciun pasager să aibă de suferit. Afectată de foc a fost cabina mașinistului și a fumat vagonul din apropiere. Echipele de pompieri și salvatori au muncit în teren până la lichidarea completă a focarului. Circumstanțele și cauza incendiului urmează a fi stabilite. Iubirea cu adevărat e o nebunie și pe bună dreptate. O tânără din Rezina a fost cerută în căsătorie în ajun de 8 martie, chiar la bustul marelui poet Mihai Eminescu. Viitorul soț spune că locul nu a fost ales întâmplător. Este ziua femeii, ziua la toate doamnele, domnișoarele și adică m-am gândit că ar trebui să fie o surpriză foarte plăcută pentru prietena mea. Marele poet la bustul lui, adică este un poet, adică a compus foarte multe poezii. Tânăra a fost copleșită de emoții și spune că nu s-a așteptat la un asemenea gest din partea prietenului său. Foarte... Nu am cuvinte să redau emoțiile. Dacă sincer, nici nu m-am așteptat deloc. Credeam poate, nu știu, mai târziu, dar nu acum. La cererea în căsătorie au asistat și prietenii celor doi tineri. Ei au venit cu felicitări pentru viitorii soți. Mi-a plăcut tare, ne-au uimit și noi, cu tot că n-am știut chiar de la bun început. Și ne bucurăm pentru dânsii, îi dorim multă, multă fericire. Surpriza a fost frumoasă, ne-am sfătuit împreună și am spus ideile care
Mi-a venit nou mai ușor și frumos FIB. Mulți ani lor! Relația Tatianei și a lui Vasile a început acum 3 ani. Ambii sunt din orașul Rezina. Ina Komarovski, Ion Apostol, de la Rezina pentru Elita TV. Feieria sărbătorilor de primăvară a fost simțită și în căminul cultural din Rezina. Autoritățile publice locale au organizat un concert de sărbătoare dedicat femeilor, cu participarea interpreților de la Chișinău, și anume Orchestra Rapsozii Moldovei, dirijor Vitalie Dorin, Adriana Ochișanu, Alina Gurar, Isidor Glib, Mihai Fisticanu și Lili Roșca au adunat într-o sală arhiplină spectatori de pe ambele maluri ale Nistrului, care au rămas impresionați de sărbătoare. Nu știu, nu s-a trecut așa ceva, încă nu am văzut. Prima dată am venit cătare la un asemenea concert. Interesant să mai fie mai des. Mulțumim artiștilor pentru interpretarea cântecilor foarte frumoasă. Totodată, interpreții au adresat și mesaje de felicitare pentru toate doamnele din raionul Rezina. Vă dorim să fiți iubite în fiecare zi, nu numai de 8 martie. În fiecare zi să primiți o floricică, să fiți iubite și la mai mult și la mai mare, la mulți ani. În primul rând le doresc să fie sănătoase, fericite. Și măcar o dată în săptămână să fie 8 martie, dacă ar fi în fiecare zi am fi prea alentate, dar măcar o dată în săptămână să ne simțim femei, pentru că noi suntem începutul începuturilor și suntem mame, să ne trăiască copiii în primul rând, să avem bucurii de la ei și să trăim într-o țară liniștită, civilizată, să ne câștigăm aici bucata noastră de pâine, în țara noastră. La mulți ani, fericire, multă sănătate, să fiți întotdeauna cele mai frumoase și cele mai gingașe, așa cum sunteți și ne bucurați pe toți noi, bărbații. Mulțumim încă o dată, felicitări și la mulți ani! Din tot sufletul le doresc tuturor mamelor, tuturor femeilor, tuturor domnișoarelor o primăvară frumoasă, puritate în suflet, în inimile dumneavoastră, sănătate dumneavoastră și familiilor celor dragi și numai bine! Președintele raionului Eleonora Graur spune că spectacolul a reușit deoarece a văzut în sală mai multe femei cu zâmbete și bună dispoziție. În ajun de sărbătoare de 8 martie, ca să le facem așa un eveniment plăcut sufletului pentru toate doamnele, deoarece este o sărbătoare care merită să fie apreciată. Doamnele sunt peste tot și în familie și la serviciu și nu în ultimul rând este mamă și trebuie să fie apreciată pentru acest fapt. Și asta ne-am propus ca într-adevăr să le ridicăm acest spirit sufletesc și să le demonstrăm încă o dată că avem neapărat grijă de toate doamnele, ca această liniște sufletească care este la ele să fie transmisă și copiilor. Cu prilejul sărbătorilor de primăvară, autoritățile publice locale de nivelul 1 și 2 au organizat un șir de evenimente la care să ia parte îndeoseb femeile, atât din oraș cât și din raion. Komarovski, Veceslav Pistrui, de la Rezina pentru Elita TV. Festivalul Mărțișor unește colectivele de creație și în localitățile din stânga Nistrului. La Râbnița, cele mai bune colective artistice, promotori ai artei și culturii, artiști amatori și profesioniști din diverse localități au evoluat pe scena Palatului de Cultură din oraș. În prima zi de Mărțișor, tinerii artiști ai Școlii de Arte din Râbnița au evoluat alături de Orchestra Simfonică din regiune. Dirijorul orchestrei, Grigori Moseico, spune că deseori evoluează pentru publicul de pe ambele maluri ale Nistrului și că, grație culturii, oamenii păstrează relații calde și prietenoase, oriunde s-ar afla, fie la Bălți, Chișinău sau Tiraspol. Am fost în Republica Moldova cu concerte americane muzică, în zale Naționale Filarmonie, a fost foarte bine, a fost un concert, în plin zale, în prezența multor посольств. Наш оркестр любит Кишиневская публика. Кроме Кишинева мы выступали в Бельцах также и готовы в других городах. Ну, как пригласят, так и приедем.
Я единственное могу сказать, что наш оркестр любит в Кишиневе, вот в Бельце, где мы были, к нам очень так хорошо относятся, при полных залах, хорошее к нам отношение. И надеюсь, что дальше мы также будем приезжать туда. Мы уезжаем с очень хорошим весенним настроением. Мне кажется, что мы его создали вам, вот это вот весеннее настроение, открытие фестиваля Мерсишор. Во всяком случае, у нас замечательное впечатление осталось от сегодняшнего концерта, от вашего приема. Anton Litvin a învățat notele muzicale de la vârsta de 3 ani, odată cu literele din alfabet. Acum este student și studiază arta la facultate. Tânărul spune că are o dragoste deosebită pentru muzica clasică. Сегодняшний концерт, насколько я понимаю, это все-таки некий праздник, праздник ликования тому, что пришла весна, и музыка знаменитого американского композитора Гершвина «Голубая рапсодия», она как-никак, мне кажется, сочетается и дает настроение именно праздника, ощущение какого-то там полета, радости, хотя несмотря на такую погоду, как сейчас. Что публике в Рыбнице понравился наш концерт. Очень хорошо сыграл мой ученик Антон Литвин. И я очень рада и счастлива, что Григорий Алексеевич поддерживает маленьких детей всегда. Очень часто выступает с ними и на наших площадках, в Тирасполе. Alături de orchestra simfonică, startul festivalului a fost dat și de tinerii artiști ai școlii de artă din Râbnița, iar spectatorii spun că, în ciuda vremii de afară, Mărțișorul a reușit să le ofere dispoziție de primăvară. Хороший концерт, хорошая музыка, мне все так понравилось, оркестр понравился. Буря впечатлений, очень хороший концерт. Давно такого удовольствия не получала от музыки, от тем более живая музыка, здорово очень. Чувствуется, что весна скоро. Очень поднялось настроение, очень все красиво было. Мы в настроении. Фестивалul Mărțișor este organizat în fiecare an pe ambele maluri ale Nistrului și peste hotarele Republicii Moldova, în special de moldovenii din diasporă. Evenimentul începe pe 1 martie și durează până pe 10 martie, când are loc închiderea festivalului. Marina Angel, Ruslan Ciolcan, de la Râbnița pentru Elita TV. Cu ocazia sărbătorilor de primăvară, frații Irina și Anatol Bivol au cântat pentru doamnele din orașul și raionul Râbnița. Avem o deosebită plăcere să fim astăzi pe meleagurile nistrene și ne bucurăm foarte mult că, de fapt, publicul nistrean nu ne uită niciodată. Bineînțeles, sărbătoarea Mărțișorului, care durează 10 zile, aici unde este inclusă și sărbătoarea internațională a femeii. Și noi am venit cu un mesaj foarte cald, din toată inima, cu multă dragoste, să fim alături de publicul nostru drag, acum astăzi la Râbnița, orașul nostru îndrăgit, preferat, și am venit cu mărțișoarele noastre muzicale să le aducem în dar femeilor, cu multă, multă dragoste, să fie ele fericite, să fie iubite și să le dorim multă, multă sănătate și o primăvară adevărată în sufletele lor. Iar eu, ca bărbat, aș vrea, dragile noastre femei, să vă aduc toate sincerele mele felicitări cu această zi frumoasă de sărbătoare, 8 martie, să fiți iubite și să iubiți. În weekend, sala Palatului de Cultură din orașul Râbnița a găzduit mai multe evenimente de sărbătoare, iar alături de interpreții Irina și Anatol Bivol, în cadrul spectacolului au evoluat și artiștii locali. Cât de puțin, cât de puțin, ideolești de unul.
Publicul, în special doamnele și domnișoarele pentru care a fost organizat spectacolul, spun că evenimentul le-a oferit o adevărată sărbătoare și bună dispoziție. Очень замечательный концерт на самом деле. Мне очень все понравилось. Art Band, великолепная программа. Бивалы тоже очень все хорошо, очень красиво, красочно. Дамы все в восторге. Я восхищена концертом, мне очень приятно, что меня пригласили. Я счастлива, я желаю всем женщинам Приднестровья, Молдовы счастья, добра, всему миру желаю счастья, женского счастья. И чтобы этот праздник у нас в душе был всегда. Spectacolul a avut loc după ce autoritățile de la Râmnița le-au apreciat cu diplome pe cele mai active femei de diferite profesii din oraș, iar copiii le-au adus în dar flori și versuri consacrate lor. Хочется всем рыбничанам пожелать самое главное любви, удачи, исполнения всех желаний, и пусть весна всегда будет в их сердцах. Ну, сегодня Государственная администрация города Рыбница Рыбницкого района почествовали самых достойных женщин нашего города почетными грамотами. Любимые наши и славные, хозяйки домов и сердец, прекрасные, добрые, главные, природы и мира венец. Мы вас любим очень-очень, бесконечно, это не секрет. Впрочем, если говорить нам честно, вас любимей не было и нет. În cadrul sărbătorilor de primăvară, la Râmnița au fost organizate mai multe evenimente culturale, iar în primele 10 zile din luna martie, aici s-a desfășurat Festivalul Mărțișor 2014. Marina Angel, Ruslan Șolcan, de la Râmnița pentru Elita TV. Șase echipe de mini-fotbal de pe ambele maluri ale râului Nistru au jucat în cadrul unui turneu care s-a desfășurat în orașul Râmnița. Așa cum jucătorii încă sunt copii, durata meciurilor a fost mai scurtă ca de obicei. В этом году принимают участие дети 2003-2004 годов рождения. Приехали команды из Бельц, Кишинева. Две рыбницкие команды. Бельская Олимпия, спортивная школа из Бельц. И Кишиневские две команды из Зимбру. Рыбницкие команды, детская и юношеская спортивная школа и спортивный клуб «Нарубай». Данный турнир организован управлением по делам спорта, молодежи и туризма совместно со спортивным клубом «Нарубай». Дети еще маленькие, поэтому они играют всего по 20 минут игра. Игр в течение дня каждая команда проведет 4. То есть самая главная задача этого турнира, чтобы дети поиграли и получили удовольствие. В конце они получат сладкие подарки, сувениры памятные о сегодняшнем турнире. Daniel joacă fotbal de la vârsta de 6 ani și a convins amicii să joace împreună cu el, iar acum este portarul echipei. La ce speră casă? 6 лет, а потом, когда вначале играл не вратарем, а нападающим, потом начал уже играть и так 2 года играл за вратаря. Добивались и второе место в чемпионате. Мудов против Олимпии, Зимбру было, Шериф. Хочу, чтобы все занимались футболом. Футбол – это мужская игра. Participanții la turneu spun că au relații foarte strânse între echipe și nu acceptă ca politicul să fie piedică în ceea ce fac. Organizatorii sunt foarte ospitalieri, ne simțim ca acasă, diferența noi. Și băieții între dâns și prietenesc, asta e principalul în sport, slavă Domnului, noi nu vorim politic. Suntem la turneul acesta a treia oară, și mersi mult organizatorilor turneului acesta, fiindcă un turneu destul de bun, la un nivel foarte bun, copiilor le place mult. Asta e principalul, eu s-o cot, și cu atât mai mult acumulăm experiențe de joc, echipe sunt diferite, multe, noi nu avem așa posibilități, mulți strângem la un, să facem turneu multe pe teritoriul Moldovei și în prin asta mersi mult organizatorilor încă o dată pentru turneul ăsta. Joc a fost greu, dar am primit multă experiență și dar am jucat cu multă demnitate. Joacă de astăzi am primit victorie. Sunt fericit că am câștigat primul meci și vreau să fie tot așa până la urmă. Eu particip aici a treia oară și am luat locul 1 și locul 2.
Turneul a devenit o tradiție și este organizat timp de peste 3 ani. La meciuri au jucat echipe de mini-fotbal din Bălți, Chișinău și Râbnița. Marina Angel, Ruslan Șolcan, de la Râbnița pentru Elita TV.